Lovitură grea pentru Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițianu, care informează că diplomele sale ar putea să nu mai fie recunoscute în Israel, și asta după ce autoritățile de la Ierusalim au decis să interzică diplomele doctorilor eliberate de instituțiile de medicină din fostele țări ale URSS. Mai mult de atât, chiar dacă Israelul va accepta doar diplomele de licență în medicină emise de facultățile din țările membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Moldova nu face parte din această structură, respectiv și aceste atestări ale USMF vor avea statut negativ. Se pare că această decizie a fost luată după ce în luna decembrie 2018 în presa israeliană a apărut un articol despre 40 de medici, stagiari și farmaciști care ar fi obținut diplome într-un mod fraudulos de la o universitate care se presupune că își avea fundamentul în Moldova.